Vezi tu, capul meu nu funcționează prea bine. Alea, ce cap ai dat? Când? Când ai căzut pe scaunul de la bar. Aoleu, și de ce am căzut? Eram beat? O, da. O, nu. Și tu ai fost acolo toată noaptea? Cam așa ceva, da. O, Doamne, și ce dracu am făcut? Tu nu îți aduci aminte? Nu. Prea. Da. Hotărăște-te. Da. O, Doamne, da! Doamne, Dumnezeule, tu chiar știi să faci o femeie să se simtă dorită. Mă, îmi pare foarte rău, dar vezi că nu prea mă pricep la băut. Nu, dar la ce te pricep tu? Nu l-am multe. O seară minunată la Palatul Culturii Teodor Costescu, piesa de teatru Divorț în ziua anunții a destins locuitorii municipiului care au venit cu așteptări mari, așteptări care până la finele comediei le-au fost satisfăcute. Venim să ne mai delectăm. Să nu mai fim stresați, să mai râdem, să mai glumim. Știți că una dintre actrițe este chiar Săverineancă. Nu știam, dar uite, că aflai, îmi pare bine, mă bucur că este Săverineancă și oricine ar fi, orice artist, mă bucur că vine și fac aceste spectacole în turnul Severin. Ce așteptări aveți de la această piesă de teatru? Sper să fie plăcută, așa cred. Despre evenimentele culturale care se tot desfășoară la noi în oraș, ce părere aveți? Mi-aș dori mai multe și de mai bună calitate. Noi avem o mare dorință de a vedea toate spectacolele, indiferent că e dramă, e comedie, ce este, și actorii acestui spectacol nu-i cunoaștem, sperăm să nu ne dezamăgească, ca de obicei nu ne-a dezamăgit niciunul din spectacolele care au fost până acum și suntem mari amatori de spectacole. Emoțiile însă au venit din partea severinencei Livia Taloi, care a jucat pentru prima dată pentru oamenii de acasă. Pentru severineni, joc pentru prima dată, nu știu cum o să fie, sper că o să fie bine. Am emoții, este absolut normal. Aștept momentul ăsta de ani buni. Am reușit să iau o gură de aer în ideea că sunt în vacanță acum cu serialul și pot să mă ocup de teatru. Însă și pentru colegii ei, care în ciuda faptului că au jucat piesa și în orașele mari ale țării, de fiecare dată sunt emoționați, întrucât mereu vor să fie pe placul spectatorilor, vor să le aducă zâmbete pe față. Eu cred că, ca peste tot, în toate locurile unde am jucat, va fi primită foarte bine. E o comedie ușoară, nu e un comic complicat, e un bulgăre de zăpadă, e un accident din care se creează un altul și un altul și un altul până la sfârșit, când apare o rezolvare pe care o să o vedeți. Rezolvarea este una care o să surprindă publicul? E una care ne surprinde pe noi tot timpul și cred că, da, o să-i surprindă și pe ei. Piesa de excepție a stârnit ropote furtunoase de aplauze, însă și de râsete, bine dispunând spectatorii care nu ar mai fi plecat acasă. Ajută-mă să scot pe asta din bani. Hai! Ia și ciocane! Dar nu ciocane, tu, că tu vorbești mai bine. Da, eu am ciocanit aseară. Ciocane? Bravo! Și acum zic cum o cheam. Cum o cheam? Cum o cheam? Numele să-i spun. A, nici asta nu ți-aduce aminte. Nu mi-aduc aminte, Tom, ce primi? Nu mi-aduc aminte. Comedia a pus în scenă povestea a doi tineri care, prezenți în cea mai importantă zi din viața lor, au decis să-și unească destinele. Doar că, pe neașteptat, au ieșit la iveală secretele aventurilor amoroase, nunta transformându-se în divorț. Finalul piesei a surprins totul spre deliciul iubitorilor de frumos de artă.